Tuturor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Suntem în campanie, deci urmează o nouă emisiune electorală. În această seară avem un invitat special, este vorba de doamna Cristina Elena Dinu, deputat PSD în legislatura 2016-2020 și candidat pentru un nou mandat, tot de deputat, din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, doamnă, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara și telespectatorilor noștri! Ar fi trebuit să mai spun că sunteți secretar al Comisiei pentru Sănătate și Familie, funcție din care ați analizat și a susținut multe inițiative legislative. Și un loc bine meritat pentru faptul că sunteți și medic, iar locul unui medic este într-o astfel de comisie prin care trec, în primul rând, ar trebui să spunem, proiectele de legi înainte de a merge la pentru dezbatere în plen. Deci acolo sunt specialiștii care disecă legile și le pregătesc pentru dezbatere. Nu este prima dată când se spune, dar am să fac și eu pentru că v-am în platou. Sunteți unul dintre cei mai, poate, cel mai prolific parlamentar, cu activitate foarte bogată în acești 4 ani. Și dacă ar fi să luăm foarte pe scurt așa, este vorba de propuneri legislative 75, din care 35 au fost deja promulgate ca legi. Ați avut 44 de luări de cuvânt, 11 declarații politice și 54 de interpelări și întrebări, plus ați participat la votul a 7 moțiuni. Este o activitate pe care o regăsim, din păcate, la puțini dintre parlamentarii noștri. Care ar trebui să fie conduita unui parlamentar care este trimis acolo de locuitorii unei comunități în perioada votului? Vreau să vă spun că ceea ce ați citit dumneavoastră și ce se vede pe site-ul Camerei Deputaților este, în fapt, o mică parte din activitatea unui parlamentar în cei 4 ani. Pentru că, în afară de a face, amenda și a vota legi, un parlamentar își desfășoară cea mai mare parte a activității sale în comisiile de specialitate din care face parte. Comisiile de specialitate sunt bucătăriile în care se pregătesc legile, în care se dezbat, în care se modifică, în care se amendează, până ajung la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților și, evident, în ședințele de vot final. În comisiile Camerei Deputaților nu discutăm numai între noi. Pentru fiecare proiect de lege pe care l-am avut în dezbatere, ne-am întâlnit cu noi, pentru că eu am făcut parte din Comisia pentru Sănătate și Familie, ne-am întâlnit cu asociațiile profesionale, cu asociațiile de pacienți, cu specialiști în domeniu, cu cei care erau de acord și cu cei care nu erau de acord cu legea pe care noi urma să o dezbatem. Au fost câteodată pentru un proiect de lege săptămâni și luni de dezbateri și de astfel de întâlniri. Deci, ce se vede pe site-ul Camerei și ce ați spus și dumneavoastră este o mică parte. Tocmai de-aia v-am întrebat, pentru că, deși ar părea paradoxal, lumea nu știe practic ce face un deputat și care este munca fie a unui deputat, fie a unui senator în Parlament. Oamenii au tendința de a vedea totul prin prisma primarului, care este cel mai aproape de ei, și vin la parlamentar cu doleanțele pe care le-ar avea față de un primar, ca să spunem. Lucrurile sunt total diferite și un parlamentar nu poate să creeze nici locuri de muncă, nu poate să ofere nici locuri de muncă, nu poate să asfalteze nici străzi, exact. Nu poate să construiască nici grădinițe, nici dispensare, nici locuințe, dar un parlamentar preocupat de ce se întâmplă în județul lui poate să transforme dorințele și nevoile cetățenilor județului lui în proiecte de lege care ulterior adoptate și implementate să poată transforma în bine viața locuitorilor din județ. Dar numai atât. Deci pentru cei care mă întreabă firesc și pe mine
de multe ori ce ați făcut, dacă un dispensar de nu știu unde a fost renovat, dacă n-am făcut nimic din aceste lucruri, pentru că nu este treaba unui parlamentar să facă asta. Dacă mi-am adus contribuția la legislația în domeniul sanitar și nu numai din România în această perioadă, am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac, atât pentru locuitorii Giurgiului, cât și pentru cei din întreaga țară. Cam asta este ceea ce face un parlamentar, însă apărăm drepturile locuitorilor județului Giurgiu pe toate domeniile prin promovarea legilor atât de necesare și... Iar un parlamentar trebuie să țină legătura cu autoritățile locale, pentru că de acolo izvorăsc problemele, da. Ele sunt transmise mai departe și acolo în Parlament se pot face modificări de lege, se pot iniția pentru proiecte rezolvarea de lege pentru rezolvarea acestor probleme. Am încercat probleme. De câte ori a fost nevoie să fiu vocea autorităților locale în Parlamentul României și în legătura cu miniștrii guvernului la putere, pentru că a fost și PSD-ul la putere, acum este și PNL-ul, pentru că prin vocea mea și datorită intervențiilor mele pot rezolva probleme punctuale ale comunităților, dar nu acelea de a construi, de a avea... Așteptările oamenilor sunt multe și sunt firesc până la un moment este dat, firesc. Pentru că, știți, problemele lor mici le consideră cele mai importante și așa este. Pentru fiecare dintre noi, problema noastră personală este cea mai importantă. Iar ca medic știți lucrul acesta. Da, cu atât mai mult. Cu atât mai mult și înțeleg. Da. Pentru că tot am vorbit de aceste proiecte de legi. Ați avut, așa cum spuneam, multe, ați fost co-inițiator la multe proiecte de legi, multe au devenit, au fost promulgate legi, dar ați avut printre ele și legi mai apropiate așa de suflet, eu știu, la care ați muncit mai cu pasiune, mai cu dorință de a le rezolva? M-am implicat în tot ceea ce înseamnă legislație nouă în domeniul sanitar, pentru că, datorită statutului profesional, mă gândesc în primul rând la oameni și la pacienți. M-am implicat în dezbaterea legii tuberculozei, a legii prevenției în diabet. Am încercat să ajut medicii de familie pe colegii mei pentru a putea face puncte secundare de lucru acolo unde, în localitățile mai îndepărtate unde nu erau medici de familie. Am încercat să facilităm accesul măcar o dată sau de două ori pe săptămână a unui medic de familie acolo unde oamenii n-aveau deloc acces. Au fost multe legi apropiate sufletului meu. Tot ce a fost practic în domeniul medical a trecut și prin mâna mea în toți acești 4 ani. Una dintre legile de suflet, dacă vreți, a fost aceea prin care am mărit salariile medicilor și a personalului medical. Pentru că am redat practic corpului medical locul pe care îl merita. Și pentru că, datorită faptului că noi am mărit salariile, am oprit exodul medicilor și personalului mediu în afara țării și în acest moment mai avem cine să ne trateze în spitale. Da, pentru că nimeni nu se gândea la vremea la care a fost votată și promulgată această lege, nimeni nu bănuia ce perioadă cumplită va urma aceasta a pandemiei, când avem atâta nevoie de medici și ei sunt supra-solicitați. Faptul că mulți dintre ei chiar s-au întors pe motivul creșterii salariilor și a veniturilor suficiente pentru o viață decentă și a putea munci în condițiile în care muncesc, e adevărat, foarte mulți s-au întors și este o binecuvântare. Pentru că numai în spitalul de la Giurgiu, înainte de mărirea salariilor, aveam câte un medic pe specialitățile foarte căutate, adică oncologie,
diabet, cardiologie, neurologie. Aveam câte un medic care nu putea să facă, să asigure nici gărzile, și dintre care unii erau pensionabili sau chiar pensionari. În acest moment avem, e adevărat, nu un număr suficient de medici, dar avem, am fi riscat să nu chiar aibă în într-adevăr ani, cine să ne trateze. În ultimii ani au venit o serie de medici care au acoperit aceste, aceste deficiențe, lucru care nu se mai întâmplase de mult. Nu, pentru că nu era nimic care se facă să vrea să vină la Giurgiu. În acest moment la Giurgiu salariile sunt la nivelul maxim. În acest moment Consiliul Județean plătește transportul medicilor care fac naveta. Unii dintre ei au primit chiar locuințe. Din acest motiv și din faptul că, și datorită faptului că salariile sunt la nivelul celor din Europa, medicii au venit către Spitalul Județean. Da, așa cum spuneam, nimeni nu se gândea cât de folositor va fi lucrul acesta și iată că ne-a prins bine, deși situația este departe de a fi una mulțumitoare, rezolvată. Corect. Pentru că, din păcate, trăim vremuri fără precedent, pentru care adevărul este că nimeni n-a fost suficient de pregătit, dar asta nu este o scuză pentru faptul că timp de 9 luni, iată, nu s-a găsit o strategie care urmată să ducă la scăderea cazurilor de infectare, iar astăzi asistăm la o creștere alarmantă, mult mai mare decât în perioada de primăvară, în prima parte a apariției acestei... Incomparabil mai mare. Așa. Și încep, încet, încet, orașe încep să fie carantinate, deși se evită o carantinare a întregii țări. Și în felul acesta ajungem la ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile și este vorba de tragedia de la Piatra Neamț, acolo unde au murit 12 oameni și unde, nu știu dacă este atât de important să se găsească un vinovat, dar cauza este foarte important să se afle, tocmai pentru a fi evitată pe viitor. Care a fost cauza, de fapt? Și dacă este singular, situația de acolo este singulară? Cred că situația de la Piatra Neamț, o tragedie în fapt, n-ar trebui politizată. Dar evident că nu putem să nu ne punem întrebări și nu putem să ne gândim dacă s-ar fi putut face ceva pentru ca această tragedie să nu aibă loc. În acest moment, realitatea este aceea că în spitale cazurile au explodat. Este un număr mult mai mare de pacienți decât ar putea prelua spitalele. ATI-urile sunt supraaglomerate. Pacienții au nevoie de asistență și atunci, într-un spital vechi de zeci de ani, în care se bagă în priză tot felul de aparatură pentru susținerea funcțiilor vitale ale pacientului, evident că rețeaua electrică nu mai rezistă. Realitatea este că în spitalele din România nu s-a mai investit de foarte, foarte multă vreme, cu puține excepții. Cu puține excepții de autorități locale sau de guvern, pentru cele care sunt în grija Ministerului Sănătății, care au investit sume mari pentru reabilitarea unor spitale. Din acest motiv, câte o bucățică de vină au toți cei care au gestionat acolo, autorități locale, management al spitalului, cei care n-au alocat fonduri sau care nu le-au cheltuit suficient. Ideea e ce ar trebui să facem să nu mai ajungem în această situație, pentru că a fost o tragedie. Din nefericire pentru noi, asistăm în acest moment la o tragedie și mai mare. În curând, medicii vor trebui să aleagă cine trăiește și cine moare în spitalele din România. Dar faptul că spitalele de urgență au fost trecute în administrarea consiliilor locale, din punctul dumneavoastră, de consiliilor județene. Sau spitalele orășenești în administrarea primăriilor, a fost un lucru bun?
Pentru unele dintre ele a fost un lucru bun. Eu am prins, am fost manager de spital și atunci când Spitalul Județean de Urgență Giurgiu era la Ministerul Sănătății. Vreau să vă spun că la acel moment Ministerul Sănătății nu aloca pentru investiții decât foarte puțin bani. E adevărat că o parte dintre autoritățile locale foarte preocupate de sănătatea românilor și de sănătatea locuitorilor din județele respective au alocat sume mari și au investit în infrastructura sanitară sume mari. Altele, și asta cred că depinde de oameni în primul rând și de cine este la guvernare, n-au investit mai deloc. Vreau să vă spun că Ministerul Sănătății anul trecut, când Ministrul Sănătății era PSD, a făcut cele mai mari investiții din ultimii 30 de ani în sistemul sanitar. Practic a acoperit, la nivel de listă de investiții, toate dorințele spitalelor județene și orășenești. A dotat cu un computer tomograf și cu un RMN fiecare spital județean, a investit în centre de radioterapie, pentru că sănătatea este practic în grija statului, iar statul, dacă a cedat spitalele la autoritățile județene, nu înseamnă că și-a luat mâna de pe ele și nu mai are nicio responsabilitate. Pentru că autoritățile județene dintr-un județ sărac, așa cum este al nostru, nu au surse de finanțare suficiente ca să poată să finanțeze sistemul sanitar. Din acest motiv trebuiau făcute analize. Da, da? Mă întrebam dacă a fost un lucru bun, pentru că nu, ele n-au fost dintotdeauna în administrarea consiliilor județene. N-au fost dintotdeauna. Da? Și poate aici ar trebui să facem o paranteză și să ne aducem aminte, să ne întoarcem în anul 2010, când guvernul Boc II, când ministrul sănătății era Ceche Otilo, așa? Atunci s-au dat spitalele autorităților locale. Așa? Au dat aceste spitale în curtea autorităților locale, în ciuda împotrivirii acestora, pentru că spitalele aveau datorii foarte mari atunci, deci practic statul, nemai putând să le finanțeze, le-a aruncat în curtea autorităților locale, care au trebuit să le primească, păi, pentru că... Și atunci devine retorică întrebarea dumneavoastră dacă e mai bine să le preia din nou Ministerul Sănătății, pentru că Ministerul Sănătății nu s-a dovedit a fi eficient nici în administrarea celor 42 de spitale pe care le mai are acum în administrare. Spitalele universitare au rămas în grija Ministerului Sănătății. Eu cred că trebuie schimbat sistemul în totalitatea lui și trebuie ca statul să se preocupe mai de aproape și să finanțeze sănătatea, guvernul la putere, să finanțeze sănătatea cu sume mult mai mari. Vă dau exemplu. În acest an, sumele alocate în bugetul de stat sănătății sunt cu 20% mai mici. Pe acel buget pe care n-ați putut să-l amendați, n-ați putut să aduceți amendamente pentru că a fost prin asumarea răspunderii, da. Ne-am uitat la el, am văzut ce au hotărât guvernanții și atât. Cei care iau astfel de decizii trebuie să și asume ce urmează după astfel de decizii. Faptul că în acest an în sănătate s-a investit cu 20% mai puțin, faptul că pentru guvernul PNL sănătatea și educația, conform declarațiilor lui, nu sunt o prioritate, va trebui, cum să spun, vor trebui asumate de acest guvern. Și, din păcate, aceste două domenii sunt cele care suferă cel mai mult. Vedeți bine haosul care este în învățământ, da. Și chiar o să vreau să discutăm și despre acest lucru și cel din sănătate. Pentru că, așa cum spuneam, chiar dacă vremurile sunt grele, chiar dacă nimeni nu a fost suficient de pregătit pentru... Dar mă gândesc că o fi fost timp suficient să se pregătească o strategie, mai ales că aveam experiența altor țări care de multe ori au fost înaintea noastră cu pandemia și am putut să vedem ce va urma. Suntem legat de spitale, într-un interviu din vara aceasta, domnul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, spunea
că schimbările trebuie să înceapă cu ministerul, deci era perioada când erau puși pe schimbări. Să continue cu direcțiile de sănătate publică. Și am văzut ce schimbări s-au făcut și cu managementul spitalelor, care acum se află la autoritățile locale, care sunt politice și au alte interese, spunea domnia sa. Dacă reușim să recuperăm această coordonare, adică să reia spitalele la minister, concursurile pentru posturile de manager trebuie organizate la nivel național, nu de autoritățile locale, iar evaluarea trebuie să fie anulată. Deci guvernul nu e politic. Nu. Am înțeles. Autoritățile locale sunt politice, guvernul nu e politic. Și nici ministerul nu e politic. A fost o scurtă perioadă de timp, în perioada stării de urgență, spitalele au trecut în administrarea Ministerului Sănătății. Nu cred că ați uitat ce oameni au înlocuit foștii manageri la conducerea spitalelor, adică administratori de firme de pompe funebre, ospătari și... Nu vă supărați. Cum să pui în locul unui manager de spital cu vechime, în situație de criză cum este aceasta, pe cineva care n-a avut niciodată legătură cu sistemul sanitar și să vrei să fie mai eficient decât cel pe care îl schimbi? Unui manager de spital care nu vine din sistem sau care n-a avut în viața lui legătură cu sistemul sanitar, îi trebuie cel puțin jumătate de an să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Spitalul este o instituție destul de greu de condus, cu multe probleme, cu probleme care pot detona în orice moment și nu este simplu să vii, oricât ai fi performat tu într-un alt domeniu, să vii într-un domeniu nou pe care nu-l cunoști doar pentru că te recomandă prietenii. Da, vedeți că și domeniile din care veneau acei renumiți manageri nu erau nici ele foarte performante, erau pompe funebre. Asta spun. Cu atât mai mult că n-ai legătură cu sistemul. Oricum, se pare că a fost doar o intenție, pentru că au trecut 5 luni și nu s-a întâmplat nimic. Deci n-au luat această măsură. În privința spitalelor. Datorită presiunii publice n-au luat această măsură, pentru că începuseră cu succes să înlocuiască cu prietenii toți managerii de spitale. Ca să nu mai vorbim de cealaltă măsură care se preconiza înainte de pandemie, aceea privatizării sănătății. Da. Am asistat la o tentativă de privatizare a sănătății, cu care n-am fost niciun minut. Ce ar fi însemnat asta? De fapt, ce însemna lucrul ăsta? Pentru că știți de ce vă întreb? Chiar dacă a trecut. Dar s-ar putea la anul să se pună din nou problema. Dacă PNL va ajunge să la guvernare, s-ar putea să pună din nou problema asta. Din câte știu, în acest moment la guvern se lucrează la o ordonanță de urgență care să poată fi emisă de privatizarea sănătății, în speranța că după alegerile din 6 decembrie PNL-ul va avea o majoritate parlamentară confortabilă care să îi asigure trecerea ei prin Parlament. Privatizarea sănătății s-a dorit a se face și guvernul n-a renunțat la ea. N-a fost niciun moment de acord cu acest lucru, pentru că guvernăm și pentru săraci și pentru bogați și pentru că România nu este țara în care cei mai mulți dintre locuitori pot să-și asigure accesul într-o rețea privată de sănătate. Știm foarte bine gradul de sărăcie, știm foarte bine că puțin dintre noi ne permitem să mergem pentru investigații laborioase sau pentru o intervenție chirurgicală foarte mare în privat. Din acest motiv, noi suntem obligați să asigurăm acces la sănătate tuturor cetățenilor României, indiferent de statut social, de resurse financiare, de faptul că aparțin sau nu unor grupuri vulnerabile, unor categorii defavorizate. Sănătatea este un drept prevăzut de Constituție. Și asta nu numai pentru că sunteți un partid social-democrat. Orice partid, indiferent că este de stânga, de trebuie dreapta, să asigure acces liber la sănătate. Are obligația asta în momentul în care ai luat toate măsurile pentru ca sistemul public de sănătate să poate să-ți asigure
practic acces la sănătate pentru întreaga populație, dezvolți ca o alternativă și sistemul privat de sănătate, pentru că poate sunt doritori, sunt cei care își plătesc asigurări private cu posibilitatea de a-și plăti sume suplimentare și care doresc acces mai rapid la servicii, confort, deci și degrevesc și sistemul public. Ce au dorit ei să facă a fost practic să rupă o bucată din fondurile alocate sistemului public de sănătate și așa prost finanțat. Așa cum vă spuneam, suntem ultima țară din Europa la alocarea din PIB pentru sănătate și așa prost finanțat, să o dăm spitalelor private. Din acest motiv noi n-am fost de acord și nu o să fim niciodată de acord cu asta până când sistemul de sănătate public din România, că eu chiar am spus domnului ministru de la vremea aceea la audierea în Comisia Parlamentară pentru sănătate, domnule ministru, mă uit la dumneavoastră și am senzația că nu știți practic cine sunteți. Sunteți cel care în acest moment sunteți șeful sistemului public de sănătate. Ieșiți din paradigma cu sistemul privat din care ați venit. Dumneavoastră nu trebuie să aveți grijă a sistemului privat, trebuie să aveți grijă a sistemului public. Practic, gestionați sistemul public de sănătate. S-a dumirit mai greu și a plecat după aceea. Ce ar fi însemnat în condițiile în care asta se întâmpla înainte de pandemie? Să spunem că această măsură ar fi reușit, s-ar fi făcut această privatizare pe care ar fi vrut-o și apărea în anul următor, în primăvară, pandemia. Ar fi avut vreo influență? N-aș vrea. Bine sau rău? Deci, uitați-vă ce se întâmplă în acest moment în spitale și gândiți-vă că situația ar fi putut să fie mult mai rea. Dacă putem să ne gândim la o situație mult mai rea decât cea de acum. E bine că nu s-a întâmplat. Sper ca pentru viitoarea perioadă, cel puțin până ieșim din această pandemie, să nu-i mai dea cuiva prin cap. Să mai facă acest lucru, ne ținând cont de nimic și de nimeni, dar asta practic am putea și noi să influențăm odată cu votul din 6 decembrie. Deci, va trebui să ne gândim bine. Partidul Democrat va fi clar împotriva acestei privatizări a sănătății. Am fost și vom fi împotriva privatizării sistemului de sănătate. Dar până la urmă și aceste clinici private, acolo ce mi se pare mai deosebit față de cele publici este partea hotelieră, care e de lux acolo și costă foarte mult, e foarte costisitoare. Da. Dar în privința personalului medical, medicii mulți sunt cei care lucrează și în spitalele de stat. Și nu puține au fost cazurile când s-a întâmplat ca pacienți într-o stare critică, într-o clinică privată, într-un spital privat, să fie duși de urgență într-un spital public. Acesta este unul dintre riscurile și unul dintre lucrurile care nu sunt bune în sistemul privat de sănătate. Pentru că sistemul privat de sănătate, indiferent că oferă condiții hoteliere mai bune și poate oferă acces la o aparatură mai performantă în acest moment, nu este decât în puține cazuri multidisciplinar. Adică dacă starea de sănătate ți se înrăutățește, cele mai multe dintre spitalele private nu au echipe multidisciplinare de medici să intervină și nu au nici permanență în secțiile de ATI. Din acest motiv, așa cum spuneți de multe ori, știm și noi, știți și dumneavoastră, atunci când starea pacienților s-a înrăutățit, a fost chemată ambulanța și pacienții au fost transportați la un sistem public care a trebuit să-i scoată dintr-o stare gravă sau chiar să-i salveze pe pacienți. Acesta este și unul dintre motivele pentru care noi ne-am opus privatizării sănătății, pentru că nici spitalele private nu sunt pregătite în acest moment să asigure această plajă largă de servicii, astfel încât să nu vină cu cazurile grave cele mai mari consumatoare de resurse tot în sistemul public de sănătate. Când aceste lucruri se vor rezolva, evident că spitalele private vor avea rostul și rolul lor așa cum îl au în întreaga lume. Și eu nu sunt împotriva sistemului privat de sănătate. Sunt oameni care au resurse financiare și care vor să beneficieze de altfel de condiții, chiar și numai de cazare, hoteliere, așa cum spuneați. Și acest lucru
E normal să se întâmple. Dar eu trebuie să mă gândesc la marea masă a populației, căreia trebuie să asigură acces la sănătate fără să o împovărez cu o plată suplimentară. Și care e obligația? E obligația statului. Această gândire e obligația statului și obligația oricărui guvern, indiferent că e de stânga sau de dreapta. Interesele trebuie să fie ale celor mulți. Doamna deputat, partidul din care faceți parte este Ciuca Bătăi. Adică tot ce se întâmplă în țara asta rău este din vina PSD-ului, indiferent că PNL-ul este de un an de zile la guvernare, indiferent că ani de zile, ani întregi din acei 30 de ani post-revoluție s-au aflat în fruntea statului, au avut coordonarea ministerelor, au avut de tot ce se întâmplă este de vină PSD. PSD-ul. Iar primul care spune lucrul acesta este președintele țării, președintele imparțial, președintele tot românilor. Spre deosebire, dumneavoastră, ca partid vorbesc, sunteți foarte concilianți. Ați întins mereu o mână de colaborare, ca să spun așa, inclusiv în această perioadă de pandemie. Și ați propus un plan coerent pentru combaterea pandemiei pe care v-ați oferit să-l dezbatem și să-l implementăm și împreună cu cei care guvernează astăzi România. PSD are în acest moment norocul nostru și cei mai importanti specialiști în domeniul sanitar pe care îi poate avea România. Profesorul Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, face parte din PSD și s-a pus la dispoziția noastră pentru a ajuta. Profesorul Străinu Cercel și mai sunt mulți alții. Nu vreau să omit pe nimeni, îi știe toată lumea. Ne-am întâlnit acum 2 zile cu reprezentanții celor mai importante sindicate ale medicilor și asistenților medicali din domeniul sănătății, cu Solidaritatea Sanitară, Sanitas și Promedica, pentru a ne pune de acord să elaborăm un plan de măsuri care să poată fi implementat, îngrijorați cu toții de situația din spitale, de faptul că corpul medical nu mai rezistă mult, este epuizat, de faptul că medicii vor trebui să aleagă cine trăiește și cine moare, că infrastructura cedează, că paturi de ATI nu mai sunt aproape deloc în toată țara. Și am întins o mână guvernului pentru a face un pact pentru sănătate din toate partidele și să facem ca sănătatea să nu mai aibă culoare politică, să încercăm, oricine ar veni la putere, să nu mai zădărnicească eforturile celorlalți de a face niște schimbări în sănătate doar pentru că sunt implementate de alții și că tu nu ai beneficiu politic din aceste măsuri. Pentru că, după părerea mea, din acest motiv nu testăm acum masiv. Din acest motiv am refuzat campaniile de testare pentru București și pentru alte județe, pentru că erau propuse de primar PSD și din punctul unora de vedere doar aceștia ar fi avut capital politic dintr-o astfel de măsură. Ar trebui să ieșim din asta și ar trebui să depășim astfel de momente și să ne implicăm cu toții pentru ca România să nu ajungă în situația în care am văzut că a fost Italia și vorba aia, sistemul medical italian nu se compară nici pe departe. Care cu al sunt punctele principale ale acestui pact și care aveți chiar un proiect, un program de control al acestei pandemii? Avem un plan concret pentru controlul acestei pandemii care include testarea masivă. Testarea masivă cuprinde testarea celor cu simptome, testarea persoanelor, contacți apropiați ai celor cu simptome, indiferent dacă au sau nu simptome, testarea tuturor persoanelor dintr-un focar, fără să izolăm ei crezând că nu au nimic. Știți cum e, omul netestat și neștiind că este pozitiv se gândește că poate nu este și peste 5 zile când se plictisește iese din casă sau se duce la o vecină. Testarea masivă, măsuri care trebuie luate pentru
creșterea numărului de paturi de ATI pentru modificarea infrastructurii spitalelor rapid. De asemenea, mai avem o problemă. Accesul pacienților cronici la servicii medicale, care trebuie asigurat indiferent de spitalele care tratează sau nu COVID, nu pot să moară oamenii acasă pentru că nu au unde să meargă în spital de frica faptului că se îmbolnăvesc. În timp când lucrurile se vor mai liniști și vor putea fi analizate cu calm și cu seriozitate, poate ar trebui să se afle și câți oameni au murit cu zile în această perioadă, în lunile acestea, când practic li s-a refuzat dreptul la sănătate, li s-au refuzat tratamente de care a depins viața lor și se știu cazurile care sunt. Unora li s-a refuzat, ceea ce este culpa personalului medical, alții nu s-au dus de frică. Alții n-au ajuns în spitale de frică să nu se infecteze, pentru că oamenii nu sunt totdeauna foarte bine informați. Pot fi și accidente, e adevărat, așa cum vorbeam înainte de emisiune, să fii testat, să fii negativ, să te internezi într-un spital în care, chiar la Giurgiu. Da, în care teoretic toți cei care sunt alături de tine sunt testați și sunt negativi, să fii în acea fereastră epidemiologică și ulterior să te pozitivezi și să îmbolnăvești pe toată lumea din secția respectivă. Acestea sunt vremurile pe care le trăim și trebuie să ne adaptăm și noi oamenii, dar și sistemul medical acestor schimbări, pentru a putea face față și a trece peste acest lucru. Să știți că una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor în ziua de astăzi este să nu ajungă în spital. Eu îi sfătuiesc pe oamenii, pe pacienții cronici, pe cei cu boli foarte grave, mai bine să meargă în spital unde să-și facă o evaluare, după care să meargă acasă și să-și continue tratamentul, decât să stea și să ajungă la unitățile de primiri urgențe și așa aglomerate în stare gravă și să nu mai poată fi salvați. Nu spitalele reprezintă în acest moment sursa principală a infecției cu COVID. Nu, dar oamenii se tem pentru că văd multe informații care apar de acolo, mai ales când vezi și s-a văzut și ce s-a întâmplat la Piatra Neamț și nu știu este, de ce. Este un accident nefericit, da. Generat de faptul că spitalele din România în acest moment sunt supraaglomerate, sunt suprasaturate cu pacienți, iar infrastructura este vechi. Dar nu cumva să, și datorită faptului că se bat cap în cap ordinele venite de sus cu realitatea din teren? Adică e ușor să spun internați la ATI, trebuie să-l omul e bolnav, nu poți să-l lași să moară. Dar pe de altă parte, realitatea din teren este cea care este. Se fac improvizații pentru că atunci când îți vin pacienți, când stau salvările în coadă la curtea spitalului și să nu lași oamenii să moară, mai faci și improvizații ca să-i prinzi pe toți. Păi din cauza acestor improvizații am ajuns în situația în care am ajuns. E adevărat că cei care au gestionat această pandemie n-au fost niciodată coerenți în deciziile pe care le-au luat. Ați văzut și dumneavoastră, este ministrul sănătății acum și spune că s-a luat o decizie. Peste două ore iese primul ministru și spune că nu știe ce vorbește ministrul sănătății. Și dacă nu e bine din punct de vedere politic nici ce spune ministrul sănătății și nici ce spune primul ministru, iese președintele și spune: a, domnii ăștia habar n-au, ascultați că eu sunt de fapt cel care știe realitatea. Datorită acestor și faptul că s-au luat decizii arbitrare și incoerente, a dus la tot felul de tragedii în sistemul medical, pentru că nu este cineva în acest moment care să gestioneze cum ar trebui această criză. Nu că ar fi de ușor de gestionat, dar în momentul în care noi îți întindem o mână și îți punem la dispoziție cei mai buni specialiști, să ne punem la masă, să generăm ceva, să creăm ceva, fără pentru sănătatea românilor, pentru a putea trece peste această perioadă, și tu refuzi și iei aceleași decizii arbitrare și incoerente, va trebui să-ți asumi. Adică sunteți de părere că în acest moment sănătatea ar trebui scoasă din campania electorală și lucrat pentru rezolvarea problemelor care sunt acolo? Sănătatea ar trebui chiar scoasă din orice fel de discuție.
Să nu se mai gândească nimeni dacă se ia o decizie în sănătate, ce avantaj sau capital politic îi aduce. Așa ne vor dovedi cei care guvernează acum că sunt responsabili. Altfel, continuăm campania electorală, deși suntem depășiți în spitale de numărul de cazuri și nu mai avem paturi la ATI, pentru că trebuie să fie alegerile generale, așa cum trebuiau să fie și alegerile anticipate, pentru a avea toată puterea ca să putem noi să facem ce dorim. Doamna deputat, cu ceva timp în urmă, într-o conferință de presă, în cuvântul dumneavoastră, ați atras atenția asupra unui pericol care se profilează la orizont, acela în cazul în care PNL ar câștiga alegerile și ar avea pe lângă ar avea o majoritate în Parlament, ar da guvernul, președintele este clar și a declarat clar pentru perioada următoare. Nu mai încape nicio îndoială, este președintele PNL. Adică da. Asta a spus-o singur și trăgeați un semnal de alarmă asupra acestei situații. Da, pentru că în campanie electorală fiind și ajungând în tot felul de locuri și vorbind foarte mult cu oameni cu care până acum n-am avut contact, am constatat că oamenii fie sătui și speriați de ceea ce se întâmplă, nu doresc să vină la vot, cei mai mulți spunându-ne degeaba venim noi și votăm pentru că iese oricum cine trebuie. Nu sunt condamnat. Da, însă există un mare pericol aici. Acela de a-i lăsa pe alții să voteze și după aceste alegeri să dăm toată puterea în mâna unui singur partid, pentru că dacă am reușit să oprim în Parlament privatizarea sănătății, să încercăm, am dublat alocațiile pe care nici în momentul ăsta nu, legea nu e promulgată și ele nu se acordă așa cum am dorit noi, datorită faptului că au plimbat-o. Nu au mărit pensiile datorită faptului că... Imaginați-vă ce s-ar întâmpla și cum suntem... Ați stopat și unele măsuri abuzive din starea de alertă. Asta am stopat și unele măsuri abuzive din starea de alertă. Practic, am oprit în Parlament multe lucruri pe care românii nu le-ar fi vrut. În momentul în care majoritatea parlamentară, rezultată în urma scrutinului din 6 decembrie, va fi una PNL sau PNL cu, împreună cu altcineva cu care el va intra la guvernare, românii trebuie să știe că 4 ani de acum încolo, ne mai fiind niciun scrutin electoral, suntem practic la mâna unui singur partid, căruia poți să-i te mai opui în acest moment dacă îi faci o poziție reală, dacă ai numărul de parlamentari, evident, în Parlament. Altfel, puterea în mâna unui singur partid înseamnă totalitarism. Același lucru ne-a spus și domnul președinte Iohannis la alegerile din 2016, când atrăgea atenția românilor să aibă grijă ce votează, să nu lase puterea, dânsul era președinte atunci. Tot al tuturor românilor. Tot al tuturor românilor, că așa sunt alegerile. Când atrăgea atenția ca populația, ca românii, să nu dea puterea în mâna aceluiași partid, adică în mâna PSD-ului. Acum, faptele noastre vorbesc pentru noi. Și dacă noi, după 4 ani de mandat parlamentar și după 3 ani la guvernare avem totuși ceva de spus, în ultimul an în care PNL-ul a fost la guvernare nu s-au întâmplat decât lucruri rele. Nu spun că PSD-ul a fost perfect, nu spun că n-am mai făcut și noi greșeli, dar am făcut multe din lucrurile pe care ni le-am asumat în programul de guvernare. Am avut ca prioritate sănătatea și educația așa cum ne-am asumat. Ne-am gândit la vârstnicii noștri care nu mai pot trăi în acest moment cu pensiile pe care le au. Ne-am gândit la copii și am avut, deși acum plânge ministrul de finanțe că vai ce greu este să administrezi finanțele țării și creștere economică. Pentru că, în fapt, dacă vrei să adopți măsuri sociale, trebuie să adopți și măsuri economice
ca să poți să plătești, să suporți, bugetul să suporte acele măsuri. Și eu refuz să cred că guvernul liberal n-ar fi putut să găsească surse, să plătească măcar alocația dublată a copiilor. N-au vrut să pună în aplicare legea pe care noi am propus-o și am votat-o, pentru că nu le aduce niciun beneficiu politic, fiind inițiativa PSD. Știți că acum 2 ani au mărit și ei alocațiile în Parlament, iar ministrul Teodorovici la momentul ăla a găsit sursa bugetară să acopere dublarea alocațiilor pentru copii. A venit vremea să adoptăm noi în Parlament dublarea alocațiilor, iar ei o plimbă de atunci la Curtea Constituțională, de la președinte, și nici în acest moment alocațiile copiilor nu sunt dublate. Asta spune multe despre... Doamna Dinu, după alegeri, vă aștept aici să discutăm și pe tema aceasta, pentru că sunt multe de spus, de ce nu mai sunt surse, de ce nu mai sunt bani pentru aceste creșteri de pensii și de alocații. Să ne aducem aminte de celebra ordonanță 14 care a fost desființată și care de acolo veneau banii. Da, eu n-am înțeles, mărturisesc că n-am înțeles de ce, odată ce acele măsuri care îi lezau, e adevărat, pe unii dintre prietenii PNL-ului, odată introduse de noi, nu le-ai lăsat, că ți asigurau bani la buget. Deci ai avut atât de multe obligații față de acești prieteni încât i-ai scutit de taxe, i-ai scutit de supraacciză. De bănci, de multinaționale. Așa, care... de supraacciza pe petrol. Deci i-ai scutit de aceste lucruri din obligație, evident, că doar nu... pentru că știind că astfel îți tai sursele financiare. Exact. Și deci obligațiile tale au fost atât de mari încât n-a contat că nu vei avea cu ce să le acoperi, pentru că dacă puneau ceva în loc, puteau să facă ce doreau. Dar să faci, cum să zic, să avantajezi prieteni, ca după aceea să te vaiți că n-ai de unde da alocațiile pentru copii, că nu mai ai surse bugetare și să te împrumuți într-o disperare la cele mai mari dobânzi, mi se pare o politică sinucigașă. Și nu numai pentru ei, știți, pentru că ei pleacă de la guvernare, ci pentru noi, pentru români. Pentru români și pentru România. Cărora ne vor lăsa niște datorii făcute la niște dobânzi uriașe, ne vor lăsa țara făcută praf și vor da, evident, vina pe grea moștenire și pe PSD. N-ar fi prima dată când luați, când PSD-ul vrea guvernarea după o perioadă. Știu, dar măcar România ar trebui să vadă lucrurile astea. România ar trebui să știe, oamenii ar trebui să știe. Doamna Dinu, două întrebări și răspunsuri scurte, pentru că suntem pe final. Sunteți pentru vaccinare? Da. 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 Nu vorbim despre vaccinul anticovid, nu. Că nu facem povești SFR. Nu vorbim aici, de vaccinul anticovid. Sunt pro-vaccinist, dar sunt pentru vaccinare. Dar vaccinul antigripal se găsește? Medicii de familie au primit vaccinul antigripal? Deci aceasta este fereastra epidemiologică în care ar trebui făcut pentru eficiență maximă vaccinul antigripal. Nu există. Nu există. Nu există la medicii de familie, nu există nici în spitale pentru personalul medical, nu există nici în farmacii pentru cei care ar dori să-l cumpere. Asta din grijă a guvernului, pentru că guvernează de un an și ceva și acest vaccin antigripal se ia pe sezoane, deci nu poți da vina pe greaua moștenire, pentru că aceste comenzi se fac de la un sezon la altul, pentru că vaccinurile se modifică în funcție de tulpinile cele mai frecvent întâlnite în anul respectiv. Veți ajunge din nou în Parlament. Ceea ce se întâmplă în învățământ este o dramă. Este o dramă a acestor copii care au prins vremurile astea tulburi. Și îmi pare rău că n-am avut timp să discutăm mai mult despre acest lucru. Pentru că sunt sute de mii de copii cărora li s-a refuzat dreptul la învățătură, drept garantat de Constituție. Eu înțeleg, este epidemie, este pandemie, trebuie să stăm să învățăm acasă, dar sunt copii care n-au nici măcar un telefon, n-au curent electric unii, n-au internet, pe lângă faptul că învățământul este gratuit, dar eu trebuie să cumpăr tabletă, trebuie să-mi plătesc internet. De unde bani până la urmă? Cum se vor da examenele naționale anul ăsta? Pentru că unii copii au învățat, au atât cât s-a putut învăța la distanță,
alții nu, n-au parcurs materia. Sute de mii de copii, zeci de mii de copii de clasa 8-a n-au parcurs materia. Sute de mii de copii n-au parcurs materia, alții au parcurs-o foarte superficial, pentru că învățământul online nu este același lucru cu învățământul fizic în școli. Învățământul online, practic, și închiderea școlilor este cea mai mare prostie pe care putea să o facă, s-o facă acest guvern, pentru că nu școlile erau focare de infecție, se puteau asigura condiții în școli ca copiii să stea în distanțare socială și să meargă la școală. Și dacă erau testați acolo și unde apăreau... Erau testați unde apăreau focare și dacă se protejau cadrele didactice corespunzător, n-ar fi fost niciun pericol cu nimeni. Vedeți, în toate țările din jurul nostru, învățământul, școlile nu sunt închise. Numai noi am închis școlile. Am închis școlile și piețele. Copiii au nevoie de sentimentul de apartenență la un grup, au nevoie să socializeze. Mă speriam auzind la un post de televiziune cam ce va însemna pentru copiii noștri și mici și mari faptul că stau atât de mult în fața unei tablete sau a unui telefon, că îi va împiedica în viața ulterioară să socializeze, că îi va transforma în niște autiști light, așa se spune. Este tragedie pentru... Da, am și eu copil. Școala nu are numai rol de instrucție, are și de educație. Da, sigur. Deci că altfel s-ar fi făcut școala acasă, fiecare făcea după cum... Vor fi generații întregi de sacrificiu. Aici eu, da, din da. Păcate pentru noi și pentru copiii noștri. Astea sunt măsurile. Asta de e guvernul, că sănătatea și învățământul trebuiau să fie subiectul unui pact național în care să se ia măsuri de către toată lumea și să se respecte acele măsuri cu oamenii de partid băgați, până la urmă că fiecare vine partid vine și spune oamenii. Nu mă supărați, atâta vreme cât afirmi public că sănătatea și educația nu sunt priorități pentru tine, ce așteptări aveți? Noi am întins o mână pentru un pact pe sănătate. Au refuzat-o. Au refuzat un ajutor care doar datorită faptului că nu le-ar aduce beneficii politice. Da. Am înțeles. Doamna Dinu, suntem la finalul emisiunii și la finalul întâlnirilor electorale, cel puțin la televiziunea la TV Giurgiu. În 30 de secunde un mesaj adresat giurgiuvenilor înainte de alegeri. Înainte de alegeri. Vă aștept la vot. Să votați cu sufletul, să votați pentru cei care s-au gândit totdeauna la oameni, la sănătatea dumneavoastră, la copiii noștri. Votați PSD, votați până la urmă ce veți dori, dar veniți la vot în data de 6 decembrie, pentru că de votul dumneavoastră depinde viitorul nostru al tuturor. Doamna Dinu, vă mulțumesc, vă urez succes în alegeri și sper să ne întâlnim după alegeri în calitate de deputat, când o să vorbim mult mai lejer despre multe subiecte care au rămas neatinse, dar nediscutate de noi. Ele există și probabil că vor persista mult timp de acum înainte. Cu votul și încrederea giurgiuvenilor, să sperăm că așa va da. Fi. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, încheiem aici întâlnirea din această seară. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și mai bine!